Steliana Sima, detalii despre înmormântarea lui Petrică Mâțu Stoian. Când va fi condus pe ultimul drum artistul? Steliana Sima a făcut mărturisiri indirect la antena Stars despre moartea regretatului artist Petrică Mâțu Stoian. Cântăreața a dat detalii despre înmormântare și a dezvăluit când va fi artistul condus pe ultimul drum. Steliana Sima a făcut mărturisiri în direct la Antena Stars despre moartea regretatului artist Petrică Mâțu Stoian. Aceasta a mărturist când s-au văzut ultima dată. Se pare că artistul avea o stare foarte bună, zâmbea și nu dădea semne de ceea ce urma să se întâmple. Petrică nu era schimbat deloc, ba din contra arăta foarte bine. Ne-am văzut ultima dată pe data de 3, când am filmat pentru Antena Stars. Nu a povestit nimic despre starea lui de sănătate atunci când a fost infectat cu COVID-19. Și el, ca fiecare dintre noi care am avut COVID, am stat acasă și ne-am tratat. Probabil că nu a fost o formă gravă ca să auzim despre faptul că era bolnav, mai ales că el era și vaccinat, a declarat Steliana Sima. De asemenea, artista a mărturisit detalii despre ultima lor întâlnire. Se pare că atunci când s-au văzut la filmări, artistului a început să-i curgă sânge din mână și era foarte uimit. Această întâmplare, artista nu o poate explica. Eu am un semn de întrebare, după ultima noastră întâlnire. El s-a electrizat atunci când m-a atins și a început instant să-i curgă sânge din deget. Nu îmi pot explica această întâmplare. Am auzit acum că totuși anticoagulantele ar fi fost într-o doza foarte mare. El era foarte uimit atunci, eu am început să râd, dar el a rămas în starea aceea și își punea semne de întrebare, a mai spus artista. Steriana Sima a mărturis că din primele informații aflate, artistul va fi înmormântat miercuri la Craiova. În Craiova va fi înmormântat miercuri. Dar e bine să știm de la familie că poate să intervine anumite schimbări, a spus Steriana Sima spre final.